Amoi, Leona punea rufele în albie. L-a înmuiat. Amoi, zicea ea. Zicea, e, puse și o trențile alea, amoi. Păi da, să le spăl. Să le spăl dracului, auzi? Și le... Ce credeți, le uita acolo? Și le uita câte o săptămână. Era luată cu treburile, auzi? Și toți se împiedicau de albia aia. Ululu, în prispă acolo era lăsată. Și o jurau și mai nimerea și câte o găină în ea. Mai nimerea câte o găină în ea și ea să se apuce de spălat. Nem, nu mai era nimic. Până când bărbaso i-a spus într-o dimineață: uf, Leano, hai fă să scoatem cânepa aia de la topit. Hai că i-o fi fost și ei de ajuns. Scoalte, fă, că cânepa aia s-a muit acolo de tot, lasă balta liberă. Cămășile erau de cânepă, așa se înțelege. De cum se purta pe atunci, na? Păi... Și asta îmuia rufele. Am uia, auzi. Marin Sorescu, la Lilieci.